Au fost momente de panică pentru călătorii tramvaiului 101 din Ploiești. Un șofer a intrat cu mașina direct într-un tramvai. Garnitura a deraiat și s-a oprit într-un copac de pe marginea drumului. O femeie de 38 de ani a fost rănită în urma impactului și a ajuns la spital. Martorii povestesc că șoferul, care s-ar face vinovat de accident, a încercat să fugă imediat după impact. Nici nu l-am văzut, hai să zicem că nu l-am văzut în ultimul moment, dar el a avut foarte mare viteză, să știți, că altfel nu s-ar fi dus să fi dărâmat pomul acela. Dar nici nu e ok. Am greșit, e greșeala mea, greșeala se plătește. Șoferul din imagine este cel de la care a pornit totul. A trecut cu viteză pe culoarea roșie a semaforului și a intrat în plin în tramvai. Impactul a fost atât de puternic încât acesta a fost scos de pe șine. Cei 15 călători au trecut prin clipe de groază. Vadmanul povestește cu stupoare cele întâmplate. Ajungând în intersecție aici, toată lumea s-a oprit că era coadă ca și acum, dânsul nu. Dacă avansau un metru mai în față, luam stâlpul ăla și era mai grav. Martorii care au asistat la accident sunt șocați și spun că doar o minune a făcut ca toți cei implicați să scape cu viață. O bușitură puternică. Și a ieșit imediat. Puștulică s-a dat jos, a luat-o la fugă. Tramvaiul, vedeți unde sunt. Lumea panicată, vă dați seama. Periculos aici. Rău. Tramvaiul a deraiat într-un parc, puteau fi copii. Sigur, și pot trece pietoni. Păi mine dacă mă prindeam, mă omora, că nu mai pot să mai alerg. Au fost testați cei doi conducători. Rezultatul a fost negativ, 0,00 mg pe litru alcool pur în aer expirat. În cauză se întocmesc un dosar de cercetare penală pentru săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Tramvaiul implicat în accident este fabricat în anul 1986. Nu ar fi prezentat probleme tehnice anterior accidentului. Noi facem deja toate demersurile să vină macaraua noastră ca să-l ridice, să-l tragem cu trailerul, să-l repunem pe șină. Asta e o operațiune care poate să dureze câteva ore. În momentul de față, toți cei implicați în evenimentul rutier fără precedent din Ploiești sunt în afara oricărui pericol. O singură persoană, o femeie de 38 de ani, a ajuns la spital pentru investigații suplimentare.